Dragi prieteni și iubiți credincioși, bine v-am regăsit! Eu sunt Diana Ștefănescu și revin în atenția voastră cu un nou material. Femeia este extraordinară în creația lui Dumnezeu. Femeia înseamnă o împărăteasă dăruitoare. Relatarea creației se găsește în Geneza 1-2. Limbajul relatării din Geneza arată clar că întreaga creație a fost formată din nimic în 6 perioade literale, de 24 de ore, fără alte intervale de timp între zile. Acest lucru e evident pentru că contextul face necesar un interval de timp de 24 de ore. Descrierea prezintă specific evenimentul într-un mod în care, dintr-un citit normal, logic, reiese o zi literală. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Geneza, capitolul 1, versetul 5. Mai departe, fiecare propoziție în limba originală începe cu cuvântul și. Aceasta e gramatica ebraică solidă și indică faptul că fiecare propoziție e construită pe afirmația precedentă, indicând în mod clar că zilele au fost consecutive, nu separate, de o perioadă de timp. Relatarea din Geneza arată faptul că cuvântul lui Dumnezeu are autoritate și putere. Majoritatea lucrării creatoare a lui Dumnezeu e făcută prin rostire. Un alt lucru care arată puterea și autoritatea cuvântului său. Să ne uităm la fiecare zi din lucrarea de creație a lui Dumnezeu. Ziua întâi a creației, Geneza, capitolul 1, versetele 1-5. Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Cerurile se referă la tot ceea ce este deasupra pământului, spațiul cosmic. Pământul e creat, dar nu e configurat într-un mod specific, cu toate că apa e prezentă. Apoi Dumnezeu, cu cuvântul lui, face să existe lumina. Apoi desparte lumina de întuneric și numește lumina zi, iar întunericul noapte. Această lucrare creatoare are loc de seara până dimineața, ziua întâi. Ziua a doua a creației. Geneza, capitolul 1, versetele 6-8. Dumnezeu creează cerul. Cerul constituie o barieră între apa de pe suprafața pământului și umezeala din aer. De acum, pământul va avea atmosferă. Această lucrare de creație se petrece într-o zi. Ziua a treia a creației. Geneza, capitolul 1, versetele 9-13. Dumnezeu creează uscatul. Continentele și insulele sunt deasupra apei. Corpurile mari de apă sunt numite mări, iar uscatul e numit pământ. Dumnezeu declară că toate aceste lucruri sunt bune. Dumnezeu creează viața vegetală, cuprinzând atât plantele mari cât și cele mici. Creează această viață în așa fel încât să se poată autosustine. Plantele au capacitatea de a se reproduce. Plantele au fost create în mare diversitate, multe soiuri. Pământul era verde, abundând de vegetație. Dumnezeu declară că și această lucrare e bună. Această lucrare de creație durează o zi. Ziua a patra a creației. Geneza, capitolul 1, versetele 14-19. Dumnezeu creează toate stelele și corpurile cerești. Mișcarea acestora îl va ajuta pe om să urmărească cursul timpului. Două corpuri cerești mărețe sunt create în legătură cu pământul. Primul e soarele, care e sursa primară de lumină, și luna, care reflectă lumina soarelui. Mișcarea acestor corpuri cerești va distinge ziua de noapte. Și lucrarea aceasta e declarată bună de Dumnezeu. Această lucrare de creație durează o zi. Ziua a cincea a creației. Geneza, capitolul 1, versetele 20-23. Dumnezeu creează toată viața acvatică. Orice tip de viață existentă în apă e creată în acest moment. Dumnezeu creează de asemenea toate păsările. Limbajul folosit ne permite să credem că Dumnezeu a creat tot atunci și insectele care zboară. Sau, dacă nu, ele au fost create în ziua șasea. Toate aceste creaturi sunt create cu capacitatea de a-ți perpetua specia prin reproducere. Creaturile aduse în ființă, în ziua a cincea, sunt primele creaturi binecuvântate de Dumnezeu. Dumnezeu declară această lucrare bună și se petrece în decurs de o zi. Ziua a șasea a creației, Geneza, capitolul 1, versetele 24-31. Dumnezeu aduce în ființă toate creaturile care trăiesc pe uscat. Acestea includ orice fel de creaturi care nu sunt incluse în zilele precedente și omul. Dumnezeu declară că această lucrare e bună. Apoi Dumnezeu te sfătuiește cu sine însuși. Apoi Dumnezeu a zis, să facem un om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Geneza, capitolul 1, versetul 26.
Aceasta nu este o revelare explicită a Trinității, dar face parte din temelia acestui lucru de vreme ce Dumnezeu revelează un noi în cadrul dumnezeirii. Dumnezeul întocmește pe om și omul e făcut după chipul lui Dumnezeu. Atât bărbatul cât și femeia poartă acest chip și e special mai presus de toate celelalte creaturi. Pentru a evidenția acest lucru, Dumnezeu îl pune pe om în poziția de autoritate asupra pământului și asupra tuturor celorlalte creaturi. Dumnezeu îl binecuvântează pe om și îi poruncește să se înmulțească și să umple pământul și să-l supună, să-l aducă sub administrarea dreaptă a omului, așa cum e autorizat de Dumnezeu. Dumnezeu anunță că omul și toate celelalte creaturi trebuie să mănânce doar plante. Dumnezeu nu va anula această restricție alimentară până în Geneza, capitolul 9, versetele 3-4. Lucrarea creatorului Dumnezeu e finalizată la sfârșitul celei de-a șasea zile. Întregul univers, în toată frumusețea și perfecțiunea lui, a fost întocmit pe deplin în șase zile literale, consecutive de 24 de ore. La încheierea creației sale, Dumnezeu declară despre ea că e foarte bună. Ziua șaptea a creației, Geneza, capitolul 2, versetele 1-3. Dumnezeu se odihnește. Acest lucru nu indică în niciun fel că Dumnezeu era obosit de efortul lui Creator, ci denotă faptul că creația e finalizată. Mai mult, Dumnezeu stabilește un model de o zi din șapte de odihnă. Ținerea acestei zile va fi mai târziu o trăsătură distinctivă a poporului ales al lui Dumnezeu, Exodul, capitolul 20, versetele 8-11. Din Biblie știm că Dumnezeu a creat omul și femeia după chipul și asemănarea sa și pe marginea acestor creații divine au circulat și circulă încă nenumărate povești și legende. Cum a creat Dumnezeu femeia? Răspunsul l-am găsit într-o pildă frumoasă și înțeleaptă care spune așa: în cea de-a șasea zi Dumnezeu a creat femeia. În timp ce muncea din greu de el, s-a apropiat un înger și l-a întrebat: de ce pierzi atât de mult timp pentru lucrul ăsta? Dumnezeu i-a răspuns: uită-te la toate detaliile pe care trebuie să le respect pentru a o crea. Ea trebuie să se spele ușor, dar să nu fie din plastic, să aibă mai mult de 200 de părți care se mișcă și în același timp să fie și grațioasă. Trebuie să se poată vindeca când este bolnavă, să poată munci câte 18 ore pe zi. Trebuie să aibă doar două mâini, dar cu ele să poată îmbrățișa mai mulți copii deodată, astfel încât să le treacă orice durere. Îngerul a rămas impresionat. Este un model standard? Este imposibil. Prea multă muncă pentru o zi. Lasă pe mâine. Nu, a zis Dumnezeu. O voi termina azi și va fi capodopera mea. Îngerul s-a apropiat și a atins-o. Doamne, dar e așa de fină. Da, este fină, dar de asemenea am făcut-o și foarte puternică. Nici nu-ți poți imagina câte poate suporta și învinge. Pare fragilă, dar ascunde o putere imensă. Poate să gândească? A întrebat îngerul. Dumnezeu a răspuns: poate nu doar să gândească, dar și să convingă. Îngerul a atins obrazul femeii. Doamne, se pare că are undeva un defect. Obrazul este umezit. Nu, nu este defect, l-a corectat Dumnezeu. Acelea sunt lacrimi. Pentru ce îi servesc? A întrebat îngerul. Prin ele își exprimă tristețea, dragostea, singurătatea, suferința și mândria. Îngerul, cu adevărat impresionat, a exclamat: Doamne, ești un geniu, te-ai gândit la toate. Femeia este cu adevărat uimitoare. O, da, a spus Dumnezeu. Are puteri cu care poate uimi bărbatul. Poate râde atunci când îi vine să plângă. Poate zâmbi atunci când este speriată. Va ajuta pe altul atunci când ea însăși va avea nevoie de ajutor. O singură privire de-a ei poate face ceea ce niciunui bărbat nu-i stă în putere. Îngerul nu putea scoate niciun cuvânt și o privea uluit. Atunci Dumnezeu a oftat: numai că un lucru nu este în regulă. Are un singur neajuns și dacă nu-l va corecta, își poate strica viața. Care este acesta? Întrebă îngerul. Nu-și cunoaște valoarea. Dacă ești bărbat, cu siguranță ai recunoscut aceste caracteristici în femeile din viața ta. Ți-ai amintit probabil mângâierile și grija mamei care te-a crescut și te-a vindecat în copilărie cu toată dragostea de care era capabilă. Ai recunoscut fragilitatea, dar și puterea femeii care îți este alături și care este capabilă să muncească 18 ore pe zi și să facă lucruri uimitoare. Și poate ai văzut-o pe fetița ta delicată și grațioasă, cărei privire îți topește inima. Dacă ești femeie, probabil că te-ai recunoscut în această minunată pildă despre cum a creat Dumnezeu femeia. Poate
poate pentru prima dată sau după mult timp, te-ai observat fragilitatea și finețea și ți-ai conștientizat puterea uimitoare pe care o ai. Ai lăcrimat recunoscând felul în care îți folosești lacrimile și, aproape sigur, ai fost de acord că nu-ți cunoști valoarea și, ca urmare, nici nu te apreciezi și autovalorizezi suficient. Mesajul înțelept al acestei pilde îți este dedicat, fie că ești femeie sau bărbat, și mi este dedicat în egală măsură și mie, pentru că ani de zile am îngroșat rândurile celor care nu-și cunosc valoarea și nu se prețuiesc pe sine. Nu putem trece cu vederea povața părintelui Arsenie Papacioc, care ne spune că soțul să nu uite că femeia este extraordinară în creația lui Dumnezeu. Femeia înseamnă o împărăteasă dăruitoare. Întrebare. Părinte, astăzi se pare că se înțelege tot mai puțin care este rostul femeii și al bărbatului în viața de familie. Ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre care ar trebui să fie rostul femeii și al bărbatului în viața de familie? Părintele Arsenie Papacioc, dragii mei, adevărul este că nu prea sunt de acord cu acest cuvânt astăzi. Nu este adevărat. Omul și femeia din timpurile noastre sunt același om și femeie pe care i-a creat Dumnezeu. Aici este vorba despre educație, este vorba despre atenția la bătaia clopotelor, după cum spune expresia latină, defunctos, ploro, vivos, voco, fulmina, frango, adică cheamă vii, plânge morții, împrăștie viforele. Ce vreau să spun este că în acest context, astăzi nu există. Omul și femeia au fost creați de către Dumnezeu pentru un scop bine definit și definitiv. S-a făcut o constatare. Femeia a fost roabă mii de ani, dar cu ocazia evenimentului din timpul lui Constantin cel Mare, și anume edictul de la Milan de la anul 314, prin care a fost dată libertate femeii și să nu mai fie omorâtă și surghiunită fără judecată, acest sentiment s-a transmis atavic, a trecut peste generații mai departe. Teama femeii de bărbat a persistat, iar femeia a rămas cu aceste temeri, transmise atavic din generație în generație. Dar nu este permis. Femeia înseamnă o împărăteasă dăruitoare. Femeia, dacă tu zici că este slabă, totuși în momentul în care te-ai angajat să te numești soț, nu te poți numi așa decât lângă o femeie, lângă o soție. Și de ce să fii lângă o ființă slabă? Trebuie să o pui pe tronul regesc numai decât. Mi-aș dori să nu se mai vadă în femeie numai un obiect sau un lucru de caznă sau altceva. Femeia este extraordinară în creația lui Dumnezeu și printre creațiile lui. Dumneavoastră vă dați seama de faptul că destinul întregii omeniri a depins de cuvântul Sfintei Fecioare Maria. Fie mie după cuvântul tău spus îngerului Gavril și acesta, destinul omenirii s-a schimbat radical. Sfânta Fecioară Maria este femeia care a deschis porțile fericirii, ale libertății și ale veșniciei în lume. De aceea trebuie cu orice chip respectată. Dacă dumnezeirea ar întreba omenirea ce este cel mai important în omenire, atunci nu îi se va răspunde paternitatea, ci maternitatea. Acesta este cel mai important lucru în omenire, în lume. Altceva nu este adevărat. Maternitatea joacă un rol primordial în ceea ce privește creația lui Dumnezeu, om și femeie. Deci femeia trebuie să fie respectată și este păcat ca valorile acestea ale tainei cununiei să se murdărească fără scopuri, fără idealuri, fără să se pună în slujba lui Dumnezeu. Dacă un lucru nu este în slujba lui Dumnezeu, atunci nu există nimic. Și Mântuitorul Iisus Hristos a spus, fără de mine nu puteți face nimic. Putem noi oare să desprindem de cuvintele Mântuitorului o taină atât de importantă? Acestea sunt cuvinte dumnezeiești și tot ceea ce a spus Mântuitorul Iisus Hristos este adevărat și valabil pentru toate timpurile. Vedeți dumneavoastră, dacă lumea creștină ar fi atentă numai la aceste cuvinte, cu siguranță ar fi mult mai controlată și s-ar descoperi mai repede ori valorile, ori defectele. Pentru că El este vița și noi suntem mlădița. Poate mlădița să rodească fără viță? Iarăși vă spun, fără de mine nu puteți face nimic. Nimic pentru că și perii capului vostru sunt numărați. Și ca să vedeți că biserica a fost atentă la tot ceea ce a spus Mântuitorul Hristos, vă spun că la anul 419 s-a făcut un sinod la Cartagina, un sinod local, iar obiectul sinodului l-au constituit mai multe puncte. Printre ele a fost și acesta, cuvintele spuse de Mântuitorul Iisus Hristos. Fără de mine nu puteți face nimic. Și cine va zice că poate să facă ceva fără Dumnezeu, anatema să fie. Vă dați seama că nu se poate face nimic fără voia lui Dumnezeu și atunci realizați că femeia, care este Maica Domnului, reprezintă neamul omenesc?
ea nu trebuie văzută ca o roabă, pentru că, deși se spune în slujba tainei nunții să se supună bărbatului, dar și bărbatul trebuie să fie atent, pentru că spune mai departe, să o iubești. Dacă nu o iubești, nu te va asculta. Nu vei împlini cuvântul Sfintei Scripturi și tu ești răspunzător de eventuala ei îndărătnicire. În căsnicie se intră prin foarte multe transformări și lucruri neprevăzute. Acest lucru este datorat în special marilor intimități. Nașterea de copii nu se face numai citind. Copiii se nasc în modul cel mai normal posibil de către toate femeile, fie împărăteasă, fie femeie de rând, dar și la una și la cealaltă este același lucru. Deci, vă rog foarte mult, cuvântul femeie va trebui să fie pe viitor mult mai respectat, pentru că înseamnă, așa cum v-am mai spus, împărăteasă, dăruitoare. De altfel, întreaga Sfântă Scriptură este dăruire totală. Și acum, în loc de încheiere, vă voi recita un poem extraordinar. Femeia, muza tuturor timpurilor, de Angelina Nădejde. Când Dumnezeu a creat femeia, i-a dat tot ceea ce se putea da, armonia trupului, asemenea unei zeițe, și frumusețea din suflet. I-a mai dat Dumnezeu o inimă mare, să cuprindă toate iubirile lumii, iubire de soț, de frate, de părinți, dar mai ales iubirea de mamă pentru copilul ei. I-a dat gingășia unei flori și tăria unei stânci care nu se lasă doborâtă ușor la greu. I-a mai dăruit feminitate, să fie artiștilor muză, pictorilor, să-i poată picta în culori obrajii îmbujorați când își zărește iubitul, fericirea sau tristețea din ochi și zâmbetul fermecător. Iar muzicii i-a lăsat noblețea din suflet să fie în cântecele trubadurilor lumii. Toate acestea le-a lăsat Dumnezeu femeii. Eu sunt Diana Ștefănescu și vă mulțumesc pentru că mă urmăriți. Până data viitoare, vă doresc numai bine!